numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, fiecare om ține la el mult și fiecare vrea să-i fie bine și să-i meargă bine în viață și vrea să nu rabde de foame, de sete, de frig, să aibă îmbrăcăminte, să aibă acoperiș, să aibă sănătate. Vrea fiecare să le aibă pe toate acestea. Ești bine? Îți merg toate bine cum trebuie? Te bucuri? Dar dacă te prinde boala, atunci e rău. Și uneori te prinde și nu e stăpân pe ea, nu o poți trata. Încerci, dar ea nu vrea să meargă. Uneori vine, n-ai cerut-o, n-ai dorit-o, dar ea s-a așezat și stă bine. Și atunci ești trist și necăjit, descurajat. Oare care împărat nu voiește să-și păstreze tronul? Oricare ar fi voiește. Oare care înțelept nu voiește să-și păstreze înțelepciunea? Oricare voiește. Oare care meșter bun nu vrea să stăpânească totdeauna meșteșugul lui și să-l aibă? Dar care om sănătos nu vrea să-și păstreze sănătatea? Oricare ar fi el, voiește, dar care e bolnav vrea să scape de boala asta, nu s-o păstreze, dacă îi vine. Vedem în zilele noastre acum că este o boală, se răspândește. De multe ori nu o putem stăpâni sau avem și nu știm de ce vine. Se dă aleși pe serici pentru a opri, pentru a o preîntâmpina. Vedem că ea se tem, de ea se tem oamenii. Oricum ar fi boala, nu este bine primită. La nervi, la supărare, poți să zici ce aș vrea să fiu bolnav. Dar când ești, atunci vrei să scapi de ea. Pentru că ea, dacă vine peste tine, te pune la suferință, la durere, la încercare. Vedem că doctorul lucrează cu timp și fără timp cu bolnavii și tratează să-i facă bine. Aleargă și iată, ei dau medicamente multe, ei operează și tratează pentru a face bine. Fac cât pot totul. Dar medicul suprem le poate face pe toate oricând și oriunde este Dumnezeu. Doctorii fac ce pot, dar nu pot da viață. Dumnezeu poate da și viață. O poate da și o poate reda la om înapoi. Azi vedem o evanghelie deosebită. De la Luca 8, 41 până la 56, și în ea ni se spun următoarele. Și iată, a venit un bărbat al cărui nume era Iair și care era mai marele sinagogii și căzând la picioarele lui Iisus îl ruga să intre în casa lui, căci avea numai o fiică ca de 12 ani și ea era pe moarte și pe când se duceau el, mulțimile îl împresurau. Și o femeie care de 12 ani avea curgere de sânge și cheltuiseră cu doctorii toată averea ei și de niciunul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus,
Cine este cel ce s-a atins de mine? Dar toți, tăgăduind, Petru și alții care erau cu el au zis: Învățătorule, mulțimile te îmbulzești și te strântorează și tu zici, cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis, s-a atins de mine cineva, căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Și femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul, din ce cauză s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată? Iar el i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Și încă vorbind el, a venit cineva de la mai mare sinagogii zicând, a murit fiica ta, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns, nu te teme, crede numai și se va izbăvi. Și venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el decât numai pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și pe tatăl copilei și pe mamă. Și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar el a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Și râdeau de el știind că a murit. Iar el, scoțând pe toți afară, și apucând-o de mână, a strigat, zicând, copilă, scoală-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit el să îi se dea să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei, iar el le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Vedem azi în această Sfântă Evanghelie că Iisus poate da viață, că-i Dumnezeu. El ca Dumnezeu vindecă orice boală, orice neputință. De Dumnezeu să-L lăsați doctorului să lucreze, dar unde nu pot ei, lucrează Dumnezeu. Iisus ca Dumnezeu poate vindeca orice boală. El alină orice neputință, alungă orice durere, ridică din orice încercare. Iisus alungă demonii, înviază morții, își arată dumnezeirea și puterea. Vedem că se împlinește în Sfânta Scriptură cuvântul cei cu neputință la oameni, cu putința la Dumnezeu. Se împlinește acest cuvânt al Scripturii și să-L înțelegem. Ce nu au putut face doctorul Iisus poate face, că-i Dumnezeu. El, ca Dumnezeu, este la facerea omului prezent, toate s-au făcut prin El. Și vedem că vine și poate repara orice înfăptura Lui, că El e ziditorul, El e făcătorul lumii văzute și nevăzute și lucrează totul până la sfârșit. Și vedem frumos astăzi în Sfânta Evanghelie. Omul poate lucra lucruri materiale, Dumnezeu lucrează și pe cele spirituale, pe toate le poate, ca Dumnezeu. Femeia din Evanghelie, ce s-a atins de Iisus Hristos, Domnul nostru, era bolnavă de 12 ani și și-a găsit toată averea să dobândească vindecare, dar n-a reușit. Își dă seama că de boala ei o poate scăpa doar Dumnezeu. Așa a văzut și a înțeles. De aceea, aleargă la Domnul Iisus Hristos să-L afle și ce bună este alergarea ei, căci îl află. Mulți au alergat în pustie după Domnul Iisus Hristos. S-au dus și l-au aflat și și-au dus cu ei bolnavii, și scrie așa în Evanghelie, pe toți bolnavii lor i-a vindecat. Au înțeles care putere. De aceea duceau bolnavii să fie ajutați.
Mulți au alergat la casa lui Simon Petru când a fost vindecat asupra acestuia. Și scrie acolo, toți bolnavii aduși în fața lui au fost vindecați. Mulți aveau nevoie de vindecare sufletească, sunt vindecați. Sau de orice boală și orice suferință vin și sunt ajutați. Dumnezeu nu ocolește pe nimeni. Femeia bolnavă ar fi trebuit, potrivit legii, să stea în casă, că era socotită necurată. Nu avea voie să iasă din casă, să se atingă de oameni, să meargă la sinagogă, să meargă la piață, n-avea voie. Fi trebuit să stea doar în casă, acolo, să aștepte ea să se vindece. Iar dacă se atingea de vreun om, acel om l-a socotit necurat. Totuși ea, vedem că iese. N-a stat în casă, ci a ieșit. Cei din jurul ei n-o cunoșteau. Nu știau că este bolnavă. De aceea lăsau între ei. Ei nu știau de ce boală suferă ea. Căci de știau, o alungau. Nu o lăsau să stea acolo. Norocul ei este că ei nu aveau cunoștință de asta. Dar ea vine cu credință, nu oricum. Vine după Domnul Iisus cu credință multă. Așa se apropie ea, știind că dacă se atinge de el, va fi vindecată. Credința din ea o pune în mișcare. Nu o lasă să stea în casă. O aduce, îi dă putere. O mișcă. Vine și pe tăcute, să nu-și dea parcă nimeni seama, se atinge de poala hainei Domnului Iisus Hristos. Și când se atinge, e vindecată. Și ea simte pe loc că s-a întâmplat aceasta. Pe mulți poate i-a făcut necurați, dar nu și pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos o schimbă pe ea. Din bolnavă o face sănătoasă. Și o face pe loc. Domnul Iisus Hristos simte și știe că s-a vindecat, ca Dumnezeu, și le știe pe toate, știe. Și ea la fel simte că e sănătoasă. Ea crede că poate pleca liniștită la casa ei. Dar un cuvânt de la Domnul Iisus Hristos oprește pe loc. Că a întrebat, cine s-a atins de mine? Mulți s-au atins de el. Dar ea știa că e vorba de ea. Știa, a ghicit. Eu m-am vindecat. Și trebuie să spun ce s-a întâmplat. A fost dată pe față. Poate a avut frică. Zicând, oare mă va mustra? Mă va certa? Oare voi fi socotită necurată și alungată și vorbite de rău sau ce va fi? Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru, cineva s-a atins de mine. Femeia atunci a venit. Femeia tuturor a mărturisit ce s-a întâmplat și cum s-a vindecat. Vedem că ea așa face și nu se ascunde absolut deloc. Spune așa Scriptura, venind tremurând, căzând înaintea lui, a spus, de față cu tot poporul, din ce cauză s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. A spus totul, n-a ascuns, că știa că Iisus le știe pe toate. Și o poate da pe față dacă nu o face ea. Dar era vindecată acum, nu mai era necurată. Vedem că aude cuvintele Domnului Iisus Hristos, mergi în pace, adică du-te liniștită la casa ta, poți să mergi. A întrebat-o doar pentru noi să vedem
Cum de s-a vindecat ea? Ce a lucrat în ea? Și ce importantă este credința din om. Ori și când. Foarte importantă e pentru om credința, să o aibă, dar lucrătoare și nu rece. Așa este ea și dacă e pusă în om și lucrează, aduce roadă multă și bună. Și omul simte că are folos. Și mai mult, vedem ce îi spune Domnul Iisus Hristos ei. Zice, credința ta te-a mântuit, a ta, ai avut-o, te-a dus. Iată, prin ea te-ai mântuit din boala ta, din suferința ta. Acum merge în pace, ai eliberat-o să plece. S-a dus bucuroasă, dar pe unde s-a dus, peste tot a spus ce i s-a întâmplat. Ba mai mult, Evanghelistul Luca scrie el și consemnează și pentru noi, să știm și noi, ce s-a întâmplat și ce a fost atunci. Când lucrează credința, e lucru mare de spus și ce aduce ea. Noi putem citi despre acest lucru la Evrei, în capitolul 11, cine se spune acolo de către Apostolul Pavel. Și el scrie următoarele la 11, de începând la versetul 3, zice, prin credință, și punctăm, prin credință înțelegem că s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, deci s-au făcut din nimic cele ce se văd. Prin credință înțelegem, zice el, prin ea. Și mai departe zice, prin credință Abel a adus lui Dumnezeu mai bună jertfă decât Cain. Prin credință. Vezi ce poți face atunci când ai credință? Poți lucra mult mai bine și aduci jertfă mult mai bună. Dar să ai credință. Și mai departe, zice Pavel, prin credință Enoch a fost luat de pe pământ ca să nu vadă moartea și nu s-a mai aflat pentru că Dumnezeu îl strămutase, că mai înainte de a-l strămuta, el a avut mărturie că a bineplăcut lui Dumnezeu. Prin credința a bineplăcut lui Dumnezeu, că a fost om credincios. Ce înseamnă? Să ai credință. Și pe aceasta am punctat-o Iisus la femeie, că a fost cu credință și că aceasta a mântuit-o pe ea. De aceea și venit și s-a atins și a fost și vindecată. De aceea Pavel Apostolul continuă mai departe și zice, prin credință, dar nu este cu putință să fim, nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă în El și să se facă răspăzitor celor ce îl caută. Fără credință, dar nu este cu putință să fim plăcuți, fără credință. Prin credință suntem plăcuți lui Dumnezeu, spune la versetul 6. Iar vorbind Pavel despre Noe, zice așa, prin credință, luând Noe în științare la Dumnezeu, despre cele ce nu se vedeau încă, a gătit cu evlavie o corabie spre mântuirea casei sale. Prin credință el a osândit lumea și dreptății cele din credință s-a făcut moștenitor. Dacă nu credea, Noe nu făcea corabie, dar o face. Și prin ea scapă el și casa lui. Și apoi prin el vine lumea întreagă și iar se înmulțesc oamenii. Și iar viața este. Mai departe îi spune Pavel, punctând rolul credinței, prin credință Avram, când a fost chemat, a ascultat și a ieșit în locul pe care era să-l ia spre moștenire și a ieșit neștiind încotro merge. Vedem
cum prin credință a ieșit. Ascultând în Dumnezeu, crezând în Dumnezeu, l-a făcut să lucreze. N-a fost nepăsător, nici îndoielnic, ci s-a dus. Prin credință a ieșit. Ce poți lucra dacă ai credință? Iar mai departe zice, prin credință și Sara însăși a primit putere să zămizlească fiul, deși trecuse de vârsta cuvenită, pentru că ea l-a socotit credincios pe cel ce făgăduise. Am înșirat câteva lucruri ce se întâmplă prin credință, ce pot lucra prin ea, ce s-a făcut prin ea. Ei putere, ei lumină, mergi pe drumul bun, pe acolo Dumnezeu, ai scăpare, ai lucrare, toate le putem înșira, le dobândești prin credință. Și ce bine e dacă le ai. Vedem că cel ce le știe pe toate a întrebat atunci cine s-a atins de mine. Femeia speriată a fost, dar de Iisus lăudată și arătată nouă tuturor, ca să știm prin ce s-a lucrat, ce s-a lucrat în ea și cum de-a dobândit ea vindecare. Prin credință le-a dobândit pe toate. Vedem cum îl poate dobândi. Iar prin ea, dacă luăm cu exemplu pe Abel, a adus jertfă mai bună. Poți să-ți faci bine ție. Dacă ai credință, lucrătoare prin iubire, contează mult să fie așa. Dacă am luat un exemplu din viața de zi cu zi, erau cândva doi vecini, aveau la câmp roade, holde, au recoltat, au trăierat și au pus grâu acolo. Unul era credincios, unul era necredincios. Cel fără credință a zis așa, s-a gândit, cum să fac aici de pe câmp să iau de la vecinul meu grâu, să duc la mine? Că-i mult și nu o să-ți dai seama. Fur de la el. El și așa credincios, nu o să zică nimic, că o să tacă. Dar a zis, cum să știu noaptea când vin, că nu-i lună, cum găsesc care este grămada lui de grâu? Și a zis, s-a uitat și a ales ceva ca să pună un semn. A avut o pătură mică și a zis, o pui asta pe vârf acolo, unde ajung. La noapte când vin, pun mâna, găsesc care e grămada lui și îi fur din grâu. El nu lucra prin credință, ci prin necredință. Credea că ce își dobândește el? Iată, a umplut un sac, 2, 3, 5 și a zis, mi-e destul să nu se vadă tare. Și a dus și acolo dincolo. Așa zis el că va face. Dar a pus acolo, a pus pătura, a plecat și noaptea zice că vine. Dar vecinul celălalt credincios a ajuns mai târziu după el acolo. Și a zis, cred că vecinul meu, uite ce bun este. S-a transformat în credincios. Mi-a acoperit grâul. Ia să pun eu de la mine la el înapoi să-i pui pătura. Să-i acopere grâul lui. Acela când a venit noaptea a furat de la el. Și a dus la grămada celui credincios. Dimineața când s-a dus, vede că și-a furat grâul de la el. Pe grămada lui era pusă pătura, dar de vecinul care i-a dus-o înapoi. Cine face, lui își face. Cine fură, de la el fură. Cine cu credință, pentru el este cu credință și pentru el lucrează cele bune. Și vedem ce s-a întâmplat cu acest bărbat care a fost necredincios și a furat de la el. Dar vedem că atunci când vine boala, omul poate striga cu voce tare. Femeia a tăcut, dar a lucrat totuși. Ceva a făcut, n-a stat, ci s-a dus.
În boală omul aleargă, se duce să o dobândească vindecare. Cineva făcea o comparație și zicea, poate ai auzit când se bate coasa, cum răsună, cum se aude până de departe, că-i bătută. Și de ce? Să taie mai bine, să te folosești de ea mai bine, să o folosești ca să aduni ceva pentru a tale animale din bătătură și să fie mai bună și spre folos. Dar ea scoate sunete ascuțite, auzite de departe. Și omul, dacă vreodată e bătut de cel de sus și în încercat, atunci zice, nu stă locului, o strigă că-l doare, ori aleargă, ori face ceva, dar să-și facă bine. Așa alerga și femeia din Evanghelie, dar a alergat cu credință, nu fără credință. Așa a făcut ea. A scos o boală din casă, dar oare ce să facă? Era să stea în casă până moare? Prin credință a ieșit. Și n-a zis Domnul Iisus Hristos că i-a fost păcat sau că pe cineva a făcut necurat, că s-a atins de ei. N-a certat-o în felul ăsta, nici n-a mostrat-o, că ea a fost nevoită. Boala a scos-o din casă și nevoința ei. Cândva prorocul David era cu alui oameni plecați și fugari, cum am zice, fiind în lipsă mare de hrană, ce face? Merge și iată ajunge unde erau cortul legii și pâine pune înainte acolo înăuntru, pe altar, și le-a luat pâinile, pune-le înainte și a mâncat el și tovarășii lui. Nu avea dreptul să mânce din ele decât preoții, dar l-a mâncat, că a fost nevoit. Și nu i s-a socotit ca și păcat acest lucru, căci era nevoit să nu moară. Dumnezeu nu l-a pedepsit pentru asta. Și femeia a ieșit din casă nevoită de boala ei, dar purtată și de credința în Dumnezeu. Și asta a vindecat-o pe ea. Și auzim și cuvinte de laudă la adresa ei și de pace. Așa vorbește Dumnezeu. Și așa lucra mai departe și cu Iair. I-a spus să creadă. Și apoi la alții le spune, fiica n-a murit, ci doarme. Și a înviat-o. El este Domnul vieții. Este stăpân al vieții și al morții. Are cheile iadului și a morții. El, Domnul Iisus Hristos. Și Lui ne rugăm și la El să venim cu credință totdeauna. Căci dacă venim, atunci este bine. Și atunci ne este de folos. Învățăm că El este Domnul puterilor. Și vedem că s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Toată o are. Și le lucrează toate doar cele bune ca Dumnezeu. Și de aceea, să nu avem frică venind la El niciodată, că El doar ajută, mângâie, ridică, slobozește. Asta face cu noi și pentru noi. Dar când vii, omule, să vii ca femeia și dacă ai îndoială, să fii precum i-a spus la Iair, crede! Și dacă tu crezi, lucruri mari vezi și în jurul tău și întru tine împlinindu-se. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
Amin. Până la tine,